Direcția de Sănătate Publică Vâlcea informează că numărul persoanelor diagnosticate cu COVID-19 în Vâlcea de la începutul pandemiei și până acum era de 22 de persoane. Dintre persoanele confirmate cu noul coronavirus, 11 au fost declarate vindecate și externate și 2 au decedat. Ultimele 3 cazuri de persoane infectate declarate vindecate au fost externate în urma 2 teste negative și nu mai prezintă pericol pentru cei din jur. În prezent, în secția de boli infecțioase a Spitalului Județean se află internate 9 persoane. Dintre acestea, 3 sunt asimptomatice, 4 prezintă forme ușoare ale bolii și 2 au forme medii de boală. Structurile abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne de la nivelul județului Vâlcea au continuat în ultimele 24 de ore acțiunile de verificare respectării măsurilor impuse de stare de urgență instituită pe teritoriul României pentru prevenirea și combaterea infecției cu noul coronavirus. În urma acestor acțiuni fiind aplicate 51 de sancțiuni contravenționale cu o valoare de peste 53.000 de lei. Dintre aceste sancțiuni, 23 au fost amenzi pentru nerespectarea dispozițiilor ordonanțelor militare privind izolarea la domiciliu și restricțiile de circulații și 28 alte contravenții în contextul stării de urgență.